Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Viață. Și astăzi discutăm împreună cu Simona Caba despre experiența misionară timp de 10 ani pe continentul african. Bine ai revenit, Simona! Mulțumesc! Bine v-am regăsit! În emisiunea trecută ne-ai vorbit despre oameni care l-au întâlnit pe Dumnezeu în mijlocul, eu știu, vrăjitoriei, închinării idolatre, într-un context atât de întunecat, dar care au luat decizia să-și schimbe viața datorită întâlnirilor personale cu Hristos. Experiențe care ne marchează. Ne spuneai că motivul pentru care acești oameni rămân aproape de Domnul este credința lor foarte puternică. Ce crezi că alimentează această credință? Este lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. Este absolut supranatural și aparține de Dumnezeu. Noi ne facem datoria și de multe ori, dacă ne gândim din punct de vedere omenesc, că cuvintele noastre sunt așa de sărace, atât de slabe și când vedem efectul lor, ne dăm seama că nu-i nimic din noi, ci este doar Iisus în noi. Am învățat să nu ne măsurăm succesul așa cum eram obișnuiți în trecut și depindem total de Dumnezeu. Eu cred că este în totalitatea lucrarea Duhului Sfânt în viețile lor. Lucrul acesta vă dă pace. Nu sunteți constrânși de anumite performanțe, eu știu, un număr de convertiți sau un număr de membri în biserică, așa este? Așa-i. Dar în același timp vă provoacă să fiți într-o relație permanentă cu Hristos. Da. A fost moment în care, din cauza contextului în care v-ați aflat, ați fost descurajat, v-ați gândit să renunțați sau să o lăsați mai moale? Au fost, pentru că suntem oameni și de multe ori la sfârșitul zilei, dacă suntem mai raționali și mai practici, vrem să ne numărăm succesul și nu eșecul. Și de multe ori le numărăm și sunt mai multe eșecuri decât succes. Deci, eu în general sunt o persoană mai practică și îmi place să mă gândesc la sfârșitul zilei ce am făcut. Și am avut o convorbire cu Dumnezeu în privința asta, când m-am simțit foarte descurajată, când am simțit că nu sunt înțeleasă, că nu există rod, că există multă renunțare și mult sacrificiu și există puțină roadă. Și la sfârșitul zilei, mai ales când ești foarte obosit, mai ales când treci printr-o fază mai grea, când oamenii din jur se pare că nu te înțeleg, când trăiești într-o cultură diferită, mă tot identific eu cu ei și îi iubesc, îi consider ca și ai mei, familia mea, dar este imposibil să nu te simți un străin. Și într-o seară mi-amintesc că Dumnezeu m-a întrebat și mi-a zis: bine, în toate astea, când dacă le tot enumeri și dacă tot spui, n-am reușit asta. Îmi place să fac o listă dimineața. Am o listă enormă. De multe ori iau lucrurile care nu s-au întâmplat în zilele trecute și tot așa și se adună și sunt puține pe care reușesc să le tai la sfârșitul zilei. Și Domnul m-a întrebat: în toate astea, cât ai iubit? Cât te-ai dăruit, cât a fost complet, cât a fost în totalitate. Pentru că la sfârșit de tot, pentru mine asta contează, cât ai iubit. Și mi-am dat seama că de fapt e simplu. Dacă inima noastră este în totalitate a Domnului și iubim, alegem să iubim în lucruri mici și în lucruri mari, eu cred că îi facem bucurie Domnului. Și dorința mea cea mai mare, cum ar fi scopul meu final, ca la întâlnirea cu Iisus, să mă primească și să spună: bine ai făcut, ai făcut bine, sunt mulțumit de tine. De fapt asta
asta trebuie întotdeauna, să căutăm aplauzele lui Dumnezeu și nu ale oamenilor. Cât ai iubit, sună întrebarea. Și această iubire de multe ori înseamnă lucruri foarte practice, nu neapărat emoție, care poate să fie benefică, dar insuficientă în multe cazuri. Pentru voi, iubirea înseamnă să dormi pe rogojină, să mănânci șoricei cu mămăligă, înseamnă să petreci timp și să stai de vorbă cu cei oameni. Da, înseamnă în primul rând oameni. Oameni care să-i vedem cu ochii lui Iisus. Să nu-i vedem cu ochii noștri. De multe ori putem vedea împotrivire, putem vedea revoltă. Sunt atâtea lucruri care le putem vedea și le discerne, pentru că nimeni nu este perfect. Dar sunt convinsă că Iisus ne vede diferit. Și dorința noastră este ca să îi vedem, să-i vedem cum îi vede Iisus și să iubim așa cum sunt ei. Asta este foarte important. Cum ești privită în acel context? Femeie albă? Femeie? În primul rând, cultura africană nu onorează prea mult femeia. În Mozambic, în mod specific, femeia este doar un bun, un bun material care poți să îl distrugi, poți să îl folosești la maxim, poți să-i dai drumul și să nu mai ai nevoie de el. Bineînțeles, faptul că vin din altă cultură și în primul rând sunt albă, aduce în primul rând un fel de teamă, respect, ținem cont că au fost colonializați de portughezi pentru 450 de ani. Deci, în primul rând, există o teamă, sunt convinsă că există în sufletul lor adunată ură și multă amărăciune. De colonialiști. Sigur că ai da. Ai resimțit vreodată acest lucru în vreo atitudine? Este foarte interesant că ei nu se exprimă sentimentele, deci este o mare rușine să fii expresiv și să fii emotiv. Ei ascund foarte mult pentru că au văzut că atunci când sunt deschiși, sunt răniți. Și, din alt punct de vedere, cred că au învățat de generații să supraviețuiască și să nu-și arate emoțiile. Există foarte multă suferință și durere, mult abuz sexual, abuz verbal, multă suferință și oamenii învață să fie închiși. De aceea cred că, într-un fel, sunt o revelație pentru ei. Eu sunt foarte expresivă. Și la început mi-am dat seama că erau foarte surprinși dacă mă apucam de plângeam, mai strigam, mai râdeam, mai alergam. La ei nu se alargă, chiar dacă umbli apăsat și repede, dar toate astea fac parte din... arată că ceva nu-i în regulă cu tine. Cum își exprimă ei bucuria? Totuși, din câte știu eu, negri în general își exprimă, africanii își exprimă bucuria într-un mod foarte grăitor. Aș spune că există un tip de bucurie care îi permit să fie exprimată și asta este mai mult în dans. În dans și în cântec. Dar când îl acceptă pe Iisus... dau voie să se dărâme zidurile din jurul lor, există o bucurie care, într-adevăr, este foarte naturală și veritabilă, este adevărată, pentru că ei trăiesc momentul. Deci ei trăiesc momentul, ei sunt bucuroși pentru moment. Bucuriile astea care le vedem câteodată pe Discovery sau în filme, când nu este vorba de Iisus în viața lor, sunt doar manifestări foarte temporare și care ascund multă suferință, de fapt. Suferința cea mai frecventă e legată de abuzul emoțional și fizic sau de sărăcie? Cred că este un conjunct, sunt multe lucruri adunate împreună. Există un spirit de inferioritate foarte puternic. Ei nu se valorizează între ei și nu se valorizează pe ei înșiși. Se respectă, într-adevăr, foarte mult. Există un respect foarte puternic, de la care noi încă putem să învățăm. Dar foarte repede se desconsideră. Ei ne consideră pe noi cei albi favorizați, valoroși
Și asta vis-a-vis de cât de mult mă acceptă și ce spun ei despre mine. La început, când toate erau roz, în primii ani în Mozambic, eu vorbesc foarte mult. Și vorbeam și ei, din cauza respectului și a culturilor, întotdeauna ții, ceea ce înseamnă da, și dădeau din cap și da, și spunea, și totdeauna mă gândeam extraordinar cât de receptivi sunt și ce drăguț și cum mă ascultă și mi-amintesc că am vorbit cu cineva care locuiește acolo de 30 de ani și mi-a zis: Simona, ce-ar fi să-i întrebi dacă și-aduc aminte ce ai spus? Și bineînțeles că am făcut asta. După atâta si, am întrebat: acum ce am spus? Mi-amintesc că persoana respectivă a făcut ochii foarte mari, s-a uitat la mine speriat și zice: am uitat tot. Deci din cauza respectului ei răspundeau că da. Și pun așa o fațadă. Din alte puncte de vedere, este pentru că ei știu că noi săpăm mai adânc, că noi nu ne mulțumim cu suprafața, cu puțin, că vrem mai mult și sunt speriați într-un fel. Din alt punct de vedere, sunt foarte recunoscători și mulțumitori și cred că, într-un fel, ei ne văd ca pe Dumnezeu la început. Pentru că, de fapt, ca și un copil mic, ei trebuie să atingă, trebuie să vadă. La început eram foarte speriată și revoltată de felul cum ei ne tratau. Adică? Foarte mult respect, foarte multă onoare, foarte multă dependență. Și încercam cât puteam mai mult să-i fac să se simtă, să arate că suntem la fel, chiar ei sunt superiori în multe privințe și am observat că îi inhibă pentru că se simt foarte rușinați. De exemplu, dacă mergem la o colibă și există doar două scaune în toată casa și bineînțeles că mi-l oferă mie și eu nu vreau să mă așez pe scaun pentru că toți ceilalți stau pe pământ. Și atunci îi dau scaunul ei să stea și oblig să stea pe scaun și eu mă așez pe pământ. Și mi-am dat seama că absolut tot ce am vorbit în ziua respectivă, femeia nu și-aduce aminte și am văzut cum stătea crispată și jenată pentru că s-a întâmplat ceva care este total împotriva ceea ce a învățat, ceea ce știa din strămoș. Deci dacă vrem să îi învățăm încetul cu încetul să își recunoască valoarea, cere timp și apropiere de ei, să trăiești cu ei. Spuneai că la început lucrurile erau roz. Au căpătat o altă culoare acum? Da. Noi spunem la școala de misiune că fiecare misionar trece prin luna de miere, după aceea trece prin șoc cultural și după aceea decide dacă vrea să fie un deprimat și un depresiv și un om distrus sau să aleagă să iubească și să meargă înainte cu Iisus, să crească. Ca și într-o relație, de fapt. La mine luna de miere a durat mai mult. Probabil că Dumnezeu știe că... Cam cât? Cam 3 ani. Mm-hmm. Au durată bună. Da, nu că nu mi-era foarte greu, de multe ori am plâns, mi-aduc aminte că plângeam foarte mult. Plângeam foarte mult că mă simțeam foarte limitată. Lucrez cu copiii. Aveam pe atunci un grup de orfani, de copii ai străzii, de care mă ocupam în fiecare zi, pe lângă alți copii. Și îmi aduc aminte când mă întâlneam cu ei și îi vedeam, n-au mâncat nimic în ziua respectivă. La unul dintre ei mama a murit, tata a părăsit casa imediat de teamă când a murit mama pentru că și-a părăsit 5 copii pentru că era frică de duhul de moarte care a intrat, de fapt, și de vrăji și de toate cele. Și un preadolescent de 12 ani a rămas singur. Mi-era foarte drag, Albert îl cheamă, și am început să fiu într-un fel mama lui. Mergeam în fiecare zi în sat și mă întâlneam cu el, venea de la școală și plângea de multe ori.
că sora lui nu îi păstra mâncare, nu avea ce să mănânce, nu avea hăinuțe, nu avea... Și îl ajutam foarte mult, dar întotdeauna exista mai mult care trebuia făcut. Și ajungeam acasă la noi la bază și plângeam și plângeam și slavă Domnului că aveam oameni în echipă, liderii noștri care sunt într-un fel părinții mei spirituali. Mă ascultau, sunt convinsă că pentru ei nu erau lucruri noi, erau deja acolo de 20 de ani, dar mă ascultau și mă încurajau și o să fie bine. Deci nu pot să spun că n-a fost greu, dar trecea foarte repede și întotdeauna eram încurajată de cât eram eu de entuziasmată și de fericită să fiu acolo. Când a început să fie mai gri, când mi-am dat seama că de fapt ei nu mă înțeleg. Când au început băieții în care mi-am investit, atâta copilașii ăștia care au crescut sau unii tineri care am început să-i pregătesc în lucrare, alții au plecat, alții au renunțat și s-au dus în alte părți, alții au plecat, s-au lăsat de Dumnezeu și atunci am început să... Am intrat așa într-o criză. Și te-ai gândit la ce bun tot. Da, da. Mi-amintesc că am sunat acasă și am vorbit cu mami. Mami de obicei mă încurajează așa, dar ar vrea să mă întorc întotdeauna acasă. E mamă. Da, dar aici era ca și mama lui Ștefan cel Mare, care spunea, i-am spunea, Simona, tot... ce se întâmplă, Dumnezeu e în control și tu nu vii acasă până nu-ți rezolvi problemele. Deci tu trebuie să le înfrunți, trebuie să vezi care e soluția în Dumnezeu și să știi că este doar temporar. Deci, slavă Domnului pentru părinții mei. Acum înțeleg mai bine afirmația, nu măsurăm succesul după numărul de oameni. Cred că e matură această etapă și în același timp e un act de credință. Încă nu a venit vremea răsplătirilor ca să vedem câți talanți am făcut. Deocamdată suntem chemați să ascultăm și să semănăm cu credință, cu lacrimi uneori, așa cum spuneai puțin mai devreme, cu lacrimi, dar e o etapă nu neapărat gri, ci una, să-i spun, albastră, în care trebuie să te încrezi, să ai pace în inima ta, să te încrezi în Dumnezeu în etapele care urmează, în pașii care urmează. Cu toate acestea, te reîntorci. De ce? Da. Păi atunci, când în perioada asta de criză, îmi aduc aminte că am stat înaintea Domnului și a trebuit să iau o decizie, o decizie foarte rațională, foarte puțină emoție în toate, așa, o decizie rațională să continui să iubesc și să continui să investesc, pentru că am știut că este locul în care Dumnezeu mă cheamă. Și de atunci, de fiecare dată, după o provocare, îmi dau seama că, de fapt, este înaintea unui nou teritoriu pe care Dumnezeu vrea să-l cucerim împreună. Depinde de cum noi acceptăm. Câteodată e mai lungă, câteodată e mai scurtă. Există totdeauna foarte multă biruință și teritorii noi. Cât privește răsplătirea, cred în răsplătirea lui Dumnezeu și o văd prin credință și știu că este adunat împreună cu Dumnezeu, dar este foarte frumos cum Dumnezeu lucrează. În general, în perioada asta de criză, întotdeauna ne deschide ochii și vedem un anumit succes, răsplătire, biruință. Întotdeauna Dumnezeu ne aduce aminte de lucrurile care se întâmplă. Sunt oameni care sunt credincioși, chiar dacă alții pleacă. Sunt oameni care au devenit mai buni decât noi, de mult. Tineri care își dau viața pentru Evanghelie, pentru suflete. Sunt mii de copii care sunt schimbați, sunt lideri care se ridică în triburi, oameni care rămân credincioși. Și, de fapt, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu crește foarte mult în Africa, foarte, inclusiv între musulmani. Este o perioadă de seceriș foarte mare și Dumnezeu ne permite, în bunătatea Lui,
să vedem și lucrurile astea și să ne încurajăm și să mergem mai departe. Dacă am facem un inventar al celor mari piedici, să zicem, hienele, dormitul în cort, dormitul pe rogojină, expunerea fizică la tot felul de pericole. Nu ne-ai vorbit deloc despre malarie și despre alte boli care pândesc la tot pasul. Riscul de a fi atacați de musulmani sau de alți oameni care, eu știu, se închină idolilor și îi tulburați prin predicarea Evangheliei. Cea mai mare primejdie care este? Cred că noi. pentru că suntem soldați de prima linie și știm că trăim într-un mediu periculos și ostil. În fiecare dimineață ne trezim nu doar în defensă, dar în atac. Pentru că știm că diavolul este împotriva noastră, nu este ceva nou. N-am simțit niciodată, așa, în mod exagerat și intens, un pericol. Animale sălbatice? Totuși dormiți în junglă. Da, sunt animale foarte multe. Noi vedem de multe ori urmele unui leu, elefant, foarte mult șerpi veninoși, iene. Doar urmele lor? Ne-am întâlnit așa cu elefanți. Eu, în mod personal, doar în locuri amenajate, așa închise, vreau să spun, am văzut lei. Dar știm că sunt în jurul nostru. În primul rând știm că Dumnezeu ne protejează. Nu cred că există așa o amenințare în privința asta. Și malaria? Bolile sunt foarte multe. De câte ori ai făcut malaria? Am făcut de două ori. Am făcut de două ori. Este o bacterie, dacă nu mă înșel. Poți să-l iei de foarte multe ori, dar corpul tău creează imunitate. Și știu că, în primul rând, mă păzește sângele lui Iisus Hristos. Sunt foarte multe rugăciuni care se ridică pentru mine. Ai luat ceva medicație de prevenire? Sau pentru un timp. Am luat până acum 3 ani. Aveam o săptămânală un medicament pe care îl luam preventiv. Dar de 3 ani, un medic de acolo mi-a spus că nu mai are rost să-l iau pentru că corpul meu deja și-a format anticorp și este mai bine să nu-l iau. Părerea mea este că atâta timp cât Dumnezeu te-a trimis acolo, eu cred că El te și echipează, te protejează și există o condiție din partea noastră să fim supuși și ascultători și să fim atenți cu un spirit de discernământ. De multe ori se întâmplă lucruri, nu vreau să spun că toți misionarii care se îmbolnăvesc și care se întâmplă ceva cu ei este nesupunere. Este nesupunere, da. Sunt cazuri în care este foarte trist, dar asta e. Dar de multe ori se întâmplă din cauza unei neascultări. Umbli în soare fără să-ți pui protecție. Sunt multe lucruri care noi trebuie să le urmăm mecanic, fără să îți pui întrebări. Acolo nu există că n-am poftă de mâncare și nu mănânc. Tu știi că dacă nu mănânci, caz la sfârșitul zilei, pentru că consum foarte multă energie și trebuie să știi că mănânci suficiente proteine, suficiente vitamine, atâta cât poți, trebuie să ai grijă, să bei suficientă apă, și toate celelalte. Sunt foarte conștientă de fiecare dată când conduc mașina prin locuri în care niciodată nimeni n-a ajuns cu mașina, că de multe ori este o aventură foarte mare. Odată am avut o cracă de un copac, așa, spânzurată de liane, care n-am văzut-o, era noapte. Și am lovit parbrizul, s-a întors și mi-a bătut în toate 3 geamurile dintr-o parte. Aveam mașina plină și mi-amintesc că era 10 noapte, era foarte întuneric în mijlocul junglei, toate geamurile s-au făcut țăndări mici și în spate aveam 4 păstori.
Veneam după, exact după convertirea vrăjitorului din seara aceea, după biruință foarte mare, eram foarte obosiți și n-am auzit nimic în spate. Deci i-am întrebat dacă sunt bine, ei dormeau și au fost șocați și n-au răspuns. Eu deja mă gândeam cum să mă rog pentru învierea din morți. Eram așa de speriată. Și nimeni n-a avut nici cea mai mică scărietură. Dumnezeu ne-a protejat. Și mi-am dat seama încă o dată de la câte lucruri ne păzește Dumnezeu. Știu că există o limită în care noi trebuie să intrăm de cele mai multe ori. Simona, am ajuns și la finalul acestei emisiuni și aș vrea, înainte de a ne despărți, să las și un cuvânt pentru ascultătorii noștri. Vreau să spun că eu de multe ori am stârnit cu povești misionare despre Africa. I-am stârnit să se roage, să creadă, să dăruiască, să se implice, să nu stea nepăsători mulțumiți că ei au ce să mănânce și au o biserică pe care să o frecventeze. Care este mesajul din inima ta pentru cei care au urmărit aceste istorisiri? Marea trimitere este pentru noi toți, pentru toți copiii lui Dumnezeu. Este o poruncă să mergeți, să faceți ucenici, să-i botezați și să-i învățați. Și cred că că biserica din România este chemată să facă parte din Marea Trimitere. Misiune internă, evangelizare și misiune externă. Mă rog ca Dumnezeu să sensibilizeze, ca să înțeleagă că este atât de mare binecuvântare când ei sunt parte la ceea ce face Dumnezeu în lumea întreagă. Sunt miliarde de oameni care nu-L cunosc pe Iisus. Și așa spune cuvântul Dumnezeu că Iisus va reveni când toți vor auzi. Și există acum o urgență și se ridică oameni care vor să meargă. Aș vrea să încurajez toate bisericile să aibă cel puțin un misionar. Să-L susțineți, să-L pregătiți, să vă rugați pentru El și să fiți onorați că sunteți parte la evangelizarea lumii întregi, că poate prin susținere financiară, poate prin rugăciuni, doar prin faptul că trimiteți oameni. Mulți dintre dumneavoastră nu puteți să plecați, aveți familii, sunteți legați, dar puteți să vă rugați, puteți să încurajați, poate puteți să vizitați un misionar pe termen scurt. Este așa de important să simțim că sunteți împreună cu noi. Simona, mulțumim foarte mult. Să știi că te vom însoți în rugăciunile noastre și sperăm să reușim să mai primim vești de la tine, să informăm și pe ascultătorii noștri, dar în același timp să te putem ține aproape, să fii binecuvântată. Mulțumesc și voi și noi ne rugăm pentru voi. Mulțumim mult! Tunagenda wani aline chigambe chobulamu Te baba ku Yesu Olinezo ngobu tatutegera Toma nyiche chitegeza kuzika batobu Nozikono, encha nozikoli Luli noziko mulala, nozikanoli Yeseliva ku Yesu Nagenda wani yantegera Akaseko keni nakano chisa cha Yesu Nakayumba kena zimba kusasira kwa Yesu Nakamoto kwa kembuga chisa cha Yesu Naliuli langa endobo zimunda Yali ugira takuma uluji Sirika, sirika tukava encha Ocha kuwa bulungi